ACS Volei Municipal Zalău începe partea a doua a campionatului cu două jocuri pe teren propriu. Sâmbătă și duminică, echipa antrenată de Stoian Stoiev și Bogdan Nicolae primește vizita echipei CS Arcada Galați, singura echipă din campionatul României în faza căreia zălăoanii nu au reușit să câștige niciodată în actualul sezon competițional. Debut dificil pentru vicecampioni în play-off. Sâmbătă și duminică, în urbea de la Poalele Meseșului, elevii lui Stoian Stoiev și Bogdan Nicolae vor primi replica echipei CS Arcada Galați, grupare care s-a întărit mult în pauza dintre tur și retur și care a devenit astfel una dintre pretendentele la titlul național în acest sezon. Chiar dacă zălăoanii au încheiat sezonul regulat pe locul 2, iar echipa gălățeană pe locul 3, la o diferență de 7 puncte, confruntările dintre cele două formații se anunță extrem de dificile. Pentru a-și asigura prezența în finala campionatului, ACS Volei Municipal Zalău trebuie să câștige 3 din cele 5 meciuri programate în compania echipei Arcada Galați. Având în vedere clasarea mai bună din sezonul regulat, gruparea sălăjană va fi gazda a 3 partide din cele 5 programate în această fază a competiției, iar primele două au loc mâine și duminică, în sala sporturilor din Zalău, ambele fiind programate la aceeași oră, 18. Următoarele confruntări vor avea loc în 4 și 5 aprilie la Galați, iar dacă va fi nevoie, cea de-a 5-a confruntare, cea care va decide finalista campionatului, se va disputa în data de 13 aprilie la Zalău. Adrian Feher și colegii săi speră să-și asigure însă prezența în finala campionatului, fără a avea nevoie și de jocul cu numărul 5, dar pentru aceasta au nevoie de un public cât mai numeros, care să-i susțină în primele două jocuri de pe teren propriu. Înaintea celor 5 jocuri din prima fază a play-off-ului, ACS Volei Municipal Zalău este cotată cu prima șansă la calificare, însă echipa gălățeană nu trebuie neglijată. Arcada Galați vine la Zalău având ascendentul moral al celor două victorii din sezonul regulat, în timp ce zălăoanii au de partea lor în primele două jocuri avantajul terenului propriu și al publicului spectator, dar și moralul ridicat după parcursul bun din acest retur de campionat în care, cu două mici excepții, s-au impus în toate partidele, fără prea mari emoții.